Timișoara a încheiat la egalitate meciul contra celor de la viitorul Simian. David Pop a deschis scorul pentru Timisoareni în minutul 49, iar formația oaspete a reușit egalarea în minutul 55. Meciul s-a jucat peste limita regulamentului. Nu au lipsit fazele dure în urma cărora s-a lăsat cu cartonașe roșii. Doi jucători de la Mehedințeni au fost eliminați și s-a pus chiar problema abandonului partidei. Da, într-adevăr, am întâlnit un adversar incomod astăzi. Din păcate calitatea gazonului nu e cea mai bună și cred că și acesta a fost un factor pentru care meciul a fost destul de nervos, cu destule intrări destul de tare peste limită și probabil că și pe, pe un fund de obosare la ambelor echipe, suntem în perioada de pregătire și cumva a dus un pic la prea multă tensiune pentru, pentru un meci amical. Pentru noi era important ca toată lumea să iasă de pe teren, să fie, să fie sănătoasă. Mâncă e o perioadă de pregătire, există o acumulare, Sunt, au fost săptămâni grele, în momentul de față am trecut pe un alt program în care vrem să jucăm o dată la trei zile. Lucrurile astea cumva le-am luat în calcul. Singura chestie apropo de, de, nemulțumirea mea e că nu vreau să ajung să văd jucători care au un comportament sportiv pe teren. Atâta tot. În rest, nu mă interesează că se intră mai tare, că se joacă mai tare, asta e cu totul altceva. Dar când încep să cumva să ajung să dai palme, să încep cu golanisme din astea, lucrurile astea mă deranjează și atunci clar că nu, nu vreau să văd așa ceva pe teren.